Ziua. Bună ziua! Suntem bucuroși să vă vedem la noi la stand. Domnul Igor, mă bucur să vă văd. La fel. Bine dispus, cu dispoziție bună, cu zâmbete. Da, foarte bine, foarte bine. În cadrul acestei expoziții prezentăm o gamă largă de tractoare destinate pentru lucrările de primăvară. Aceste tractoare universale de la 110 cai până la 210 cai în nominal sunt destinate pentru toate lucrările care țin de acest sezon mijlocit. E vorba de pregătirea patului germinativ, semănatul, ierbicidatul, lucru în terenuri și așa mai departe. Toate aceste tractoare sunt de producere europeană. Modele de 110 și 125 de cai sunt produse în uzina din Marea Britanie, iar modelele mai mari, care le avem aici prezentate, de 158 și 213 cai putere, sunt tractoare produse la uzina din Austria, orașul San Valentino. Foarte important să menționez aici că uzina din San Valentino este considerată una din cele mai performante și cele mai eficiente unități de producere pentru tractoare din toată Europa, respectiv clienții și partenerii noștri de aici din Republica Moldova pot se bucure de cea mai înaltă calitate la cele mai înalte standarde. Prezentăm și cea mai performantă semănătoare pentru culturile preștoare tehnice. Este vorba de modelul Tempo F8, produsă de compania suedeză Wedderstad. Avantajul principal al acestei semănători este evident că productivitatea și precizia înaltă de lucru. Productivitatea semănătorii se datorează faptului că este una pneumatică, nu este o semănătoare care lucrează pe bază de vacuum. Respectiv, acest lucru permite de a dezvolta o viteză în câmp de până la 15-18 km de la oră la semănatul porumbului. Pentru cultura de floarea soarelui, deja viteza este de circa 12-14 km la oră. Problema unui semănat rapid este soluționată prin faptul că sămânța este împușcată cu viteza de 50 de km la oră și respectiv distanța de la distribuitor de sămânță la sol, fiecare sămânță parcurge în decurs de 0,3 secunde. Deci, următorul premiu la noi este un hanorac aniversar Agroprofi, compania noastră anul acesta a primit 10 ani. Maxim Pol, надеюсь, он тебе по размеру будет. Спасибо! Поздравляю! Спасибо большое! Это судьба! Noi toți avem așteptări foarte mari de la anul 2023, care e deja, iată, că a început. Și împreună noi neapărat vom reuși.